Salutare tuturor și cipi-cipi-cea! Pam, pam, pam! Astăzi ne ducem în Japonia. Mă, ce? Pentru că jocul de astăzi este situat în Japonia într-un tren blestemat. Sau cum i-a zice eu, un tren din Ohio sau un tren strict. Joculețul de astăzi este ceva mai lung, așa că v-aș ruga să vă puneți pe spate, să vă relaxați și să lăsați un like. Haideți să vedem despre ce este vorba. Ok, deci așa arată o stație de tren, gară mai exact, în Japonia. Interesant, mă duc pe scările rulante și cred că mă duc cam invers, pentru că astea cam urcă. Ei bine, nu contează. Ok, mamă cum arată. Ok, îmi place că este luminat, hai că nu e atât de creepy, adică se putea să fie mai rău, deci este de bine. There's some time before I get on, I could use a little smoke break. Vrea să fumeze înainte să urce pe tren. Ei bine, mie nu-mi place fumatul deloc, mi se pare cea mai mare prostie, dar oamenii își au viciile, deci dacă vrea caracterul nostru din joc să fumeze, ei să fumeze, ce să fac atunci, asta este, cu toate că nu este bun deloc fumatul, nu este sănătos deloc și nu este deloc șmecher, pentru că de obicei tinerii cred că e o șmecherie să fumeze sau ceva de genul, nu este, o zic eu. Bun, acum revenind la joacă și să lăsăm vorbele mele despre fumare, ar trebui să cumpăr ceva, uite, uite, loc de fumat, uite, aici trebuie să intrăm, păi da, intrăm, dacă e trebuie la caracter, ce să-i facem? Hai să-i trebuiască, ei bine. Pupi este aici și el nu fumează. Bă, ce se întâmplă? Bun, hai că am intrat aici. What, ce se întâmplă? Fumăm într-un joc. Ok, până vine trenul, avem de așteptat. Hai că nu o să fie nasol. Adică, ce că jocul ăsta e creepy, ce că s-a întâmplat ceva nasol, dar momentan pare un joc frumos, gen. Pur și simplu, suntem în Japonia. Nu știu de ce am vrut să zic Italia. Creierul meu cred că dă cu erori. Deci suntem în Japonia și da. Uite, frate, pun aici, ce fac aici? Fac nori? Așa se creează nori. Fumez nori. Mă, ce se întâmplă? Bun, hai să ieșim afară mai bine și să vedem dacă se apropie trenul sau dacă nu. Nici nu știu unde mă duc, nu știu despre ce este vorba. Trenulețu? De ce sunt singur în gara asta? V-ați întrebat vreodată chestia asta? De ce sunt singur în gara? De ce nu este niciun alt om pe aici? Cineva pe aici, pe zona? Uite, avem toaletă. Nu-mi trebuie la toaletă? Uite ce avem aici de vânzare. Opa, hai să cumpărăm ceva. Cumpărăm ceva, da, cumpărăm. Oh, am primit ceva. Ce am primit acolo? Suc de portocale. Hai să vedem. L-am băut. Uite, mi-a picat ăsta, sucul de portocale. Ok, cred că e de ajuns una. Anime, vă uitați la anime. Japonezii sunt înnebuniți după anime. Bun, să vedem. Baia de bărbați. Hai să intrăm în toaletă. Bă, dai, cam întuneric pe aici, cam creepy baia. Cineva a făcut curat pe jos și l-a lăsat în mijlocul băii. E, n-are nimic, ce să zic. Bun, cioc, cioc, cineva la baie, cioc, cioc, cioc. Să mă duc la toaletă? Hai că mă duc la toaletă, ce să zic, fraților, mă duc la toaletă. Așteptăm să vină trenul, facem de toate, să treacă. Eu, sunt în toaletă. Ce-i toaleta asta? Iu, da mă, dacă japonezii au toaletă de asta mai ciudată. De, e 3-in-1. Te spală tot ce vrei tu. Na bun, dar știi cineva cum? Au, am tras apa, ok. Mi-am făcut treburile, foarte interesant, foarte interesant. Și acum pot să ies afară, da. Am fost la toaletă într-un joc horror, vă vine să credeți așa ceva? Ei bine, mie nu. Sau ba da, că practic suntem un om în jocul ăsta și tot ne trebuie la baie. Parcă aud un tren. Doar mie mi se pare, ascultați. Nu-l mai aud, acum aud ăsta. Ce zi... Opa, ba da, au trenul. Se apropie un tren. Vine trenul. Hai să vedem. Uite trenul. Yay! Haide, trenulețule, pe tine te așteptam. Haide. Bă, bă, te oprești? Ba, 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 ok. Hai să intrăm în tren. Cred că următoarea ușă. A, cred că ușa asta. Ușa asta. Da, da, ne oprim, așa. Hai să intrăm. Bine, fraților. Ehe, am intrat în tren. Bun. Și acum, ce o să facem? Ei bine, trebuie să ne găsim un loc unde să stăm. Am pornit la drum, asta este trenulețul. Destul de gol. Aș putea să stau aici. Ce zice? Acum trebuie să-mi găsesc locul meu preferat. Este al doilea. În vagonul 2, cred că vrea să zică. Uite, supă de asta, noodle. Vă plac noodle și supă noodles. Ok, haideți să mergem mai departe. Așa schimbăm vagonul. Uite, o doamnă. Bună ziua, doamnă. Doamnă, de ce arătați creepy? Bună! Cum sunteți? She's the old that always ride the last. Zice că este o persoană care mereu vine cu ultimul tren acasă.
Nici că sunt obosit și n-am chef de vorbă. Bine, hai să nu vorbim cu ea atunci, mie mi se pare corect. Oh, what the, știți, el de avion se întâmplă pe acolo. Ok, hai să... Na bun, și ne punem aici. Asta este locul nostru. M-am pus jos, fraților. M-am pus jos și așteptăm să ne ducem acasă. Adică, cred că am înțeles ce se întâmplă. Noi venim de la muncă acasă. Bă, ce-i ăsta? Ce-i pe mine? Ce-i musca asta? Băi, muscă! Mă, ce se întâmplă? Am avut o muscă pe față! Ok. Zice că ce-am avut cu musca aia, cred că trebuie să mă ridic. Și credem că am ratat destinația. Oare am ratat unde trebuia să cobor? Stați să o întrebăm pe femeia asta. Femeie! Ai văzut ce s-a întâmplat? Da, am văzut. Stai, acum despre ce vorbim? Cred că vorbim despre chestia aia ce a fost pe fața mea. Ok, ok. I can't let you do that. Nu te pot lăsa să faci aia. Trebuie să mă duc, ok. Stai un pic că nu-mi dau seama despre ce au vorbit ăștia acum. Trebuie să mă duc undeva, dar n-am înțeles unde. Trebuie să mă duc să întreb care conduce trenul, dacă cumva am ratat destinația, și să-l întreb de ce avem muște demoni în tren. Ce s-au zis? Am auzit ceva dubios. Clownule, tu ai făcut ceva? Pare cam suspicios. Ok, atunci cred că o să mă duc mai departe și o să mă duc în față să văd cine conduce trenul. Opa, așa, ce avem aici? Ok, o pictură foarte frumoasă. Cei 5 samurai. Ok. Cinci anciun cu un pistol. Ok, ok. Ceva vindea lor, habar n-am. Mi-am etecura să ai pe acolo, nu știu ce e pe acolo. Hai să mergem mai departe. Domnule, bună ziua. Nu dumneavoastră conduceți trenul, n-ar trebui să fiți în față. Ce aveți acolo? What? Are muște acolo înăuntru? Bă, tu mi-ai pus-o pe față, ce-i cu fața aia de zâmbești acolo? Ei, zâmbești așa, bă. Ia, a scăpat unul de ăla. Au scăpat trei, cică. Zice că mă grăbesc. Poți să te tragi la o parte. Au scăpat. Te zice că au scăpat bondarea pe care are. Bzzz. Zice că nu ascultă de mine. Bă, trate, bă, la o parte. Eu pleacă de aici că-ți dau o stângă. Pleacă de aici. Ok, cred că trebuie să-i facem ceva, pentru că nu vrea să se tragă la o parte. Pot cumva să iau asta de mână? Nu pot. Ce aș putea să fac? Ah! Iu, ce-i asta? Iu, l-am prins în mână. Poftim, ți-l dau, poftim. Poftim. Ok, trebuie să-i mai găsesc doi, căci că o scăpat trei. Iu, iu, ce trebuie să-i găsesc? Muștele. Tu te cotă-ți tu muștele, de ce trebuie să ți le cot eu? Uite, nu? Bun, hai să vedem unde au scăpat muștele, pentru că da, avem niște muște care au scăpat. Mă întreb dacă sunt vagoanele astea sau fum vagonul ăla de dinainte, pentru că nu mai știu. Încerc aici să caut, să văd ce găsesc. Ziceți-mi și voi în comentarii dacă vreți o musculiță de-aia de acolo. Dar eu nu văd absolut nimic. Ca, băi, băiatule, băi. Doamna, ați văzut muștele? Ați văzut muștele? Ce spuneți? Ați mâncat muștele? Ha? Mă, ce? Ok, o să presupun că am ratat muștele. Pentru că cred că trebuia să le găsesc deja. O să presupun că l-am ratat. Așa e, l-am ratat, nu? L-am ratat, așa e, că asta e ultimul vagon. Dar cred că am ratat muștele. Ok, ei bine, m-am plimbat dintr-un capăt al trenului până în celălalt capăt. Și acum mă plimb înapoi, pentru că n-am găsit nici o musculiță de aia. Doamnă, dacă vedeți muștele, să-mi ziceți da? Ok, bun, vă mulțumesc. Pentru că muștele vin și mă atacă. Oh, de ce văd o umbră? Uite-o! What the șnițel de avion căuta acolo, a săzut? Hai că am găsit-o. Ok, și mai trebuie să fie o musculiță undeva. Dar nu știu unde. Până atunci, haideți să-i o ducem pe asta. Și poate o vedem în drum ce o duc înapoi. Acolo nu este nimica. Că asta n-am văzut-o, am văzut doar umbra. Și mi se... Ce s-a auzit? Ha? Cineva bate. What? Văd acolo ceva. Pă, cine bate? Hei! Cine bate? Se mișcă ceva. O fi musculița care vrea să intre? Ok, sunt foarte confuz. Domnule? Domnule, stați un pic, că cred că v-au găsit și a treia musculiță, dar cred că este în afara trenului. Sau uite, și aici este ceva în afara trenului? Nu, doar acolo bate ceva, ați observat? Foarte dubios, n-am să vă mint. Hai, domnule! Domnule, așa. Mai trebuie să-i găsesc una, zice, și se dă la o parte, să mă duc mai departe. Hai să investigăm acolo unde bătea ceva în geam, pentru că cred că acolo este, deși e dubios rău de tot că ceva bate în geam. Uite, vezi? Uite, cum pot să deschid asta? Hei,
Cum? Ce e ăsta? Un pește cu picioare și mâini? E foarte dubios. Îmi zice și mie cineva cum pot să deschid ăsta? Uitați cum zboară musculița. E musculița, nu? Dar nu pot să deschid geamul. Trebuie să sparg geamul cu ceva. Mă, ce se întâmplă aici, băi, băiatule, băi? Mamă, uite unde se ascundea! Doamne, în ultimul vagon! Haide, capul meu! Doamnă, v-am zis, dacă vreți cumva o musculiță, să-mi ziceți! De ce nu vă interesează ce vă zic? Dumneavoastră doar mâncați musculițele alea, doamne, doamne feri! E bine, fraților, eu mă bucur că l-am găsit. Problema este că nu știu ce bătea în geam atunci acolo. Pentru că înseamnă că aia n-a fost musculița. Haideți să vedem dacă mai bate în momentul de față. Ia, cred că aici era, nu? Uite-l! Cine bate aici? Ok, habar n-am ce se întâmplă, dar avem cele 3 musculițe. De ce arăt 4? 3 musculițe și acum le dăm la domnul ăsta să vedem ce se întâmplă, dacă ne duce mai departe sau nu ne duce mai departe. Domnule, v-am oferit musculițele acum la o parte. Faceți-mi loc, vă rog frumos, faceți-mi loc. Ia dați-mi voie să beau camisete. Opa, s-a deschis drumul. Hai să deschid ușa. Conducătorul de tren, stai că vine acum înăuntru la tine. Doar că am băut foarte rapid. Domnule, cum s-a întors așa, băi? Hei, ai nevoie de ceva? Îmi trebuie ceva? Vreau să se oprească trenul la următoarea oprire. Pentru că ai uitat să oprești unde voiam eu să cobor. Oh, îmi pare rău. Cred că nu eram atent. Îmi pare foarte rău pentru chestia asta, ceea ce s-a întâmplat. O să-ți dăm altceva în schimb. Poate ne dă bani ca să... sau habana ne dă ceva. Bun, ideea este că o ratat, acum am înțeles povestea, o ratat să oprească trenul unde vrem noi să coborâm. Și am zis acum să oprească la următoarea stație urgent, pentru că vrem să coborâm, nu? Să ajungem acasă. Zice, nu prea mai am energie. Cred că sunt obosit după o zi lungă de lucru. Zice că... I don't look forward to tomorrow, sau zice că nu mergem mâine la lucru. Ce fac cu viața mea? Nu știu ce zice caracterul nostru. 0725, ce înseamnă asta? Zice că e număr de telefon, 0725. Este următoarea zi, fraților, ok. Da, am înțeles, deci practic ziua aceea am ajuns acasă. Și acum este următoarea zi. Bă, ce e aici? Ce e ăla acolo, mamă, cum arată? Bun, am ajuns acasă seara aia, am fost la lucru și acum este următoarea zi în care ne ducem acasă cu trenul. Sper ca în ziua de astăzi să nu uite șoferul să oprească unde vrem să oprească. Întrebarea mea este, trebuie iar să merg să fumez în jocul ăsta sau ce trebuie să fac? Mă duc iarăși la toaletă? Totul pare la fel în toaletă. What? Hai să mergem la toaletă. Mergem iarăși la toaletă, nu știu, am avut o zi lungă de lucru, n-am avut timp să mergem acolo la baie. Ne ducem aici. Dă-i toate să meargă! Ok, cred că trebuie să stăm pe loc puțin. Cum ar fi să apară acum ceva fantomă aici? Bă, doar imaginați-vă ce creepy ar fi. Să stea așa de sus, să se uite la mine. Vai de capul meu, nu cred că mi-ar plăcea. Am tras apa. Și da, cred că pot să ies afară. Da, am fost și la toaletă. Înspre fericire n-am pățit nimica. Bă, până acum jocul nu este horror. Este doar așa ciudățel. Ușor creepy. Adică n-am văzut un monstru sau ceva, ceea ce este de bine. Însă trebuie să recunoaștem că este ușor creepy. Bun, ne cumpărăm ceva de băut? Hai de aici de data asta. Ce pică, ce pică? Mamă, zici că e ceva cu mistere. N-am văzut ce-a picat. Ce-a picat? Ha? Ce-a picat? Nu am nimic în inventar. Bă, mi-au furat banii! Doamne feri. Ok, și mai luăm pauza de fumat aici. Că trebuie să facem ceva ca să vină trenul. Nu pot să stau pe bancă să aștept, nu pot. Ei bine, cred că trebuie să venim aici. Să uite, dozatoare. Oare ne dă altceva pe aici? Hai să vedem ce ne dă. Nu, tot sucuri sunt. Tot sucuri. Păi nu mai cumpăr, că am cumpărat deja. Ok, cred că intrăm la pauza de fumat atunci. Ai, hai mă, caractere, tu și țigările tale alea nesănătoase. Ai. Bun, stăm aici înăuntru. Lăsăm ca caracterul nostru să-și vadă de fumat. Eu până atunci cu pupii o să sărbătorim ziua de naștere a... nici nu știu a cui. A cangurilor, fraților. Ziua de naștere a cangurilor. Ce naiba inventez pe aici, nimeni nu știe. Nimeni nu știe ce inventez eu pe aici. Hai mă, gata ești, poți să ies. Nu poți să ies, ia. Mamă, cum las ăsta fumul, uitați-vă, vai de capul meu, vai de capul meu. Ok, hai să ieșim afară pentru că am fumat destul pe aici. Și acum cred că trebuie să vină trenul. Trenul cel
Mecheros, fraților. Și Bengos. Ok, am îmi stau invers ochelarii. Se vede? Cred că se vede că îmi stau invers ochelarii. Așa. Doamne. Bă, cacă trenul. Bă, cacă trenul, du-te mai în spate. Du-te mai în spate, ok. Hai, trenulețule, hai. Dar ce luminos este înăuntru și când intru în întuneric. Aia da, frate. Ok, hai, intrăm în ultimul vagon. Să vedem ce se întâmplă astăzi. Ce ne așteaptă astăzi în trenulețul misterelor. Wow, ok, o zi nouă în tren. Mă duc să-mi ocup locul. Sper că de data asta să nu se întâmple nimica creepy din nou. Adică să mai vină un om cu muște. Nu știu cât de normal este un om cu muște să fie pe acolo. Iar e doamna asta care vine de la servici. There's a part of me that's comforted by her always being there. Zice că mă deranjează ușor că mereu este aici. Păi na, mă vine și doamna asta de a lucru. Nu o să vorbim cu ea. Ne punem și noi aici. Cred că aici mi este locul, nu? Da, mă pun aici, fraților. Mă pun jos și stau până ajungem la destinație. Sper ca șoferul de tren să oprească la destinație de data asta. Ce se întâmplă? Ce-i copchilul ăsta? Cine e ăsta? Ce are în mână? Bă, copchile! Copchilul strict? What's a little girl doing here? Zice, ce face o fetiță mică aici? Bă, mi-a zis tata. Eu nu sunt tactu. Yeah, you look different. Zice, are-ți diferit. Îi zice noi acum să se ducă mai bine înapoi la taică său. Oh, nu pot pentru că nu știu unde este tatăl meu. I was chasing a cicada, I saw him with the wheel. Zicea că fugea după ceva ce-a văzut pe geam, dar n-am înțeles ce. Ceva cicada. Ce este un cicada, că nu știu. Zice că acum mi este frică să mă duc înapoi. Pot să mă duc înapoi la tata să mă ajut să-l găsesc pe tata? Oh my god, trebuie să-l ajutăm pe copilul ăsta să-și găsească tatăl. Bă, nu prea avem de ales, trebuie să-l ducem. Dar ce arată atât de creepy, nu-i văd fața. Copchile! Bă, copchile! Ok, hai cu mine, hai să-ți găsim tatăl. Uite, ăsta-i tatăl tău de aici? Hai, copchile! Copchile, hai cu mine! Bă! Hey, mister, what is this? There's something I need to tell. Zice că trebuie să-mi zică ceva. Ce vrei să-mi zici? Am uitat cum îmi arată tatăl. Cum adică? Asta e un copil creepy rău de tot. Cum adică uiți cum arată tatăl tău? Mă, ce? Pupi! Ok, ce legătură are pupi? Habar n-am. Ok. Trebuie să zice că... Stai, ce ne zice? Am crezut că tu ești tatăl meu. Nu sunt tactu, copchile. Ok, trebuie să-i găsim tatăl. Hai cu mine. Hai cu mine, copchile. Haide. Hai, mă, copchile. Cum să uiți cum arată tatăl tău? Uite, ăsta e tatu? Tactu? Excuse me. Îmi pare rău să te deranjez. Știi ce s-a întâmplat cu fetița asta? Nu, nu știu. Ok, domnul ăsta nu este taică sau? Hai, copchile, hai! Copchile, hai cu mine! Trebuie să-i găsim tatăl la copchil. Uite, poate ăsta-i tatăl. Hai, copile, cu mine, haide, haide. Ăsta-i tactu? Bună, domnule! Îmi pare rău că vă deranjez. Știți ce s-a întâmplat cu fetița asta? Nu. Își caută părinții? Da, da, își caută părinții. E destul de rar să vezi un copil singuratic. Așa este, un copil singuratic și nu știm ce face aici. Copchile, hai cu mine. Dar trebuie nu te uita la poza asta, că nu-i pentru tine, ok? Așa, bun, perfect. O fi ăsta tatăl. Dar e creepy. Mamă, ce creepy arată, băi. Băi, băi. Bă, m-am uitat, ok, mă pare rău, domnule. Nu știi ce s-a întâmplat cu fetița asta? Nu, nu știu. Am crezut că tu ești tatăl. I saw her sleeping next to you the one. Zice că o văzut copilul ăsta dormind lângă mine. Ha? Mă, ce? Ok, asta e foarte ciudat. Ei bine, copchile, nu știu cine ești tu, dar nu știu ce vii după mine, pentru că nu sunt taică tău. Și dacă nu-ți găsim tatăl, trebuie să te descurci singur. Copchile, ce părere ai de peștele ăsta? Ia, mai este la geam aici, nu mai este. Că înainte bătea ceva la geam, dacă țineți minte. Ok, haideți să mergem mai departe. Tra-pa-pa-pa-ra-pam. Ăsta-i taică-său. Ăsta-i taică-său. Pun pariu că ăsta-i taică-său. Îmi pare rău, domnule, știți, fetița asta au zis nu și nu vorbi cu mine. Copchile, unde fugi? Bă, copile, unde fugi? Hei, bă, înapoi! Cum fugi un copil mai rapid ca mine? Copile, o să te prăpească fantomele. O să vină după tine, nu știu, tatăl strict și o să te bată strict. Și acum trebuie să fug înapoi după copilul ăsta. Bă, dacă ar fi al meu, mamă, ce l-aș bate. Mă, dar se duce până în capătul lumii. Hei, copile, oprește-te. Bă, tu, Doamne, până unde s-a dus? Ha? Pe ce ușă a intrat? Ok, fraților, cred că copilul ăsta este un pic cam nesimțit că face de astea. Și nici nu știu de ce îmi bat eu capul. Adică nu e copilul meu. E nebun la cap să ia și fuge. N-ar trebui să mă duc eu după el. Doamnă,
De ce n-ați oprit copilul? Să vă fie rușine, ați vrut să-l mâncați. Ok, să mergem după copil. Unde-i copilul? Unde-i copilul? Yo, what? Are puteri? Bă! Unde-i doamna? Ce se întâmplă? Unde-i doamna? Înainte era aici o doamnă. Bă, copilul ăsta cumva este cam paranormal. Opa! Îl aud pe ăla, uite! Este cu muștele. O fi taică-său ăla cu muștele? Cred că ăla-i taică-său, uitați muștele. Vai de capul meu. Copile, așteaptă-mă! Unde te duci? Iară s-a dus undeva și-a închis ușa. Bă, ăsta mă plimbă dintr-un capăt al trenului până în celălalt. Sper că nu vine taică-său după mine. Păi dacă vine, îi zic să aibă grijă de copilul lui. Adică ce naiba, trebuie să am eu grijă de copilul lui. Păi, ce se întâmplă aici? Ha? What? O căzut ceva pe mine, dar ce? Mă, ce s-a întâmplat? Știe cineva să-mi zică? Că eu nu știu să zic ce s-a întâmplat. M-am trezit. Oh, a fost totul un vis? Cred că am visat ceva urât și am ajuns acum la zonă. Deci am ajuns acasă într-un final, că am ajuns în gară. Și acum am avut o zi nouă de lucru, acum este a treia zi în care ne ducem acasă. Deci totul a fost un vis. A treia zi și eu tot cobor pe treptele care urcă. Ziceți voi că nu sunt foarte deștept. Ok, haideți să ne facem rutina din nou. Vreau de data asta să încerc să intru în baia, fetelor. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Cine mă va opri? Ah, baia fetelor e curată, bă, nu? Mă, ce e acolo? Ok, nu știu ce e acolo. E cam întuneric. Ok. Și unde pot să merg să fac treburile? În nicio baie. Cred că trebuie să mă duc eu la baia băieților, eu aia cred. Na, bine. Haideți la baia băieților. Pac, am deschis ușa. Aceeași gâlată aici de 14 ani. Intrăm înăuntru în toaletă și sperăm că nu se va întâmpla nimica creepy. Și nu înțeleg ce-o fost visul la straniu cu copilul ăla, gen pe bune. Ok, stăm aici. Am auzit pași? Ba, am auzit pași? Eu nu știu. Hai să trag baia. Adică să trag baia, să trag toaleta, mă, nu baia. Doamne, ce vorbesc pe aici. Așa, pot să ies? Am auzit pași. Oh, auziți? Cineva este aici. În fața ușii. Ocupat! A, nu înțeles. Acum pleacă. Te-ai dus în cealaltă toaletă. Ha? Buu, eu plec de aici, nu vreau să salau pe ăsta cum face pupii acolo. Păi ce se întâmplă aici, fraților? E dubios rău de tot. Ok, e cineva în baia de lângă. Ok, dar nu o să intru acolo, vă dați seama. Hai să ieșim din baia asta. Închide ușa, mă simt eu mai în siguranță dacă închidem ușa. Închide și ușa asta. Poate a fost o doamnă care a venit după mine că s-a enervat că am intrat acolo. Și cu băut ceva de băut. Ce bem? Dar nu vă ce am băut. Bă, mă fură de bani. Doamne feri. Na bun, acum cred că mă duc la zona asta de fumat din nou. Și da, e destul de creepy că sunt singur în gara asta, ceea ce nu prea îmi place. Hai că intru aici în smoking area. Am vrut să zic arena. Arena de fumat. E bătaia acolo, fraților. Na bun, cum ar fi să văd pe cineva acum afară? Pe aici. Stați că trag cu ochiul să văd dacă se întâmplă ceva creepy. Dar momentan totul pare în regulă. Oh, becul ăla cum face așa? E normal ca becul ăla să facă așa? Becul ăla cred că are nevoie de reparații, dacă mă întrebați pe mine. Face destul de urât. Pot să ies afară? Stai, mai te... S-a luat curentul? Na, nicio șansă. Yo, what? Și-a revenit. S-a luat curentul pentru o secundă. Mă, ce s-a întâmplat? Hai să ies afară de aici. Ok, gara asta devine ușor creepy. Am auzit ceva. Cineva este în stânga. What? Am auzit pași de aici. Cred că trebuie să vină trenul acum. Dar totuși a fost destul de ciudat ceea ce am auzit. Trenulețule! Hai, truc! Vine trenul! Da, mă, da! Era să mă calce! Da, bun, hai să intrăm. Intrăm, uite, intrăm pe ușa asta. Bă, fuge ușa de mine! Bă, fuge ușa de mine! Hai, intră înăuntru pentru că nu mă simt în siguranță. Așa, am intrat în tren, este a treia seară. Mă întreb ce se va întâmpla. Sper să nu mai visez nimic urât. Sper să nu mai vină nicio muscă după mine. Hai, nu din nou trenul ăsta, nu prea îmi place. E un tren așa de creepy. Ok. Ăsta e zeul spaniolilor.
What? Ce se întâmplă aici, fraților? Nu înțeleg nimica. Mă, ce? Ok. Na bun. Ce s-a auzit? Am auzit ceva dubios. Doamna mai este aici? Interesant. Doamna nu mai este aici de data asta. Dup? She's not here tonight. Nu este aici astăzi. Oh, ceva e acolo. E ceva aici. Ce-i zona asta? Ce-i ăsta? Mă, ce-i ăsta? Mă, ce-i ăsta? Voi înțelege ce e acolo? E ceva negru pus. Dar nu știu ce e ăsta. Ok, o să... Ha? De ce aud un copil? Nu pot să mă duc mai departe. E închis. Ce se întâmplă aici? N-am nimic în inventar. Voi au zis că se aude un copil. Mă, ce se întâmplă? Ok, nu pot să fac nimica. Dacă mă pun așa mai aproape, nu merge să fac nimica cu niciuna dintre ele. Ar trebui să mă întorc, fraților? Hai să mă întorc înapoi să văd dacă pot găsi ceva. Pe aici. Oh, mă pun aici jos. Mă pun aici, mă pun în altă parte dacă acolo nu pot, fraților. Mă pun în altă parte dacă acolo nu pot. Să vedem ce se întâmplă. Eu aș încerca să nu mai adorm. Pentru că dacă adorm, se întâmplă chestii stranii. Vedem niște luminițe. Ha? De ce s-a luat becul? De ce s-a luat curentul? Poate vrea ăla care conduce trenul să dormim în întuneric. Așa că, da. What's going on? A blackout? There's something wrong with this train. Zice că e ceva greșit cu trenul ăsta. Ok, o să ne ridicăm și o să verificăm ceea ce se întâmplă aici, că e dubios rău de tot. Bă, cum se vede? Păi, aveți că se vede fine. Nu știu dacă e neapărat creepy, dar se vede fine. Stai, trebuie să mă duc în partea asta, da. Partea asta mai departe. Uite, poate vedem mai bine ce sunt astea pe aici puse. Dar nu le vedem că e foarte întuneric. Ok, pot să mă duc mai departe? Da, pot să mă duc mai departe. Deschide ușa. Hei, nu e nimeni pe trenul ăsta. E întuneric și nu-mi place. Ajutor! Doamne, nu cred că o să mă ajute nimeni niciodată pe aici. Nimeni niciodată nu o să mă ajute. Poate îmi sare iarăși ceva în cap de pe tavan. Ok, păi... Ar fi fain dacă s-ar aprinde înapoi curentul. Aia ar fi super, senzațional, splendid ar fi dacă s-ar reaprinde curentul. Dar vedeți, pe nicio bancă nu mai sunt chestiile alea negre. E închisă ușa. Hei, bate-o la ușă, bă! Am bătut eu în masă pentru el. Bate vă la ușă, bă, cine-i? Ok, trebuie să mă reîntorc. Na, nu cred că trebuie să mă reîntorc. Oh my god. Pe atunci... Stai așa, fraților, ce trebuie să fac? Sunt singur pe trenul ăsta? Cine le conduce? Eu asta nu înțeleg. Cine conduce? Tu conduci trenul! Tu conduci trenul, bă, băiatule, băi! Ok, cine conduce trenul dacă eu sunt în... întuneric aici? Și nu doar că în întuneric, ci și singuratic. Haideți că mă duc înapoi. Oprește trenul, băi, să cobor, că mi-e frică! Doamne! Mă duc înapoi! N-am ce face, ne plimbăm pe aici. Țineți-vă bine că nu știți ce urmează în jocul ăsta și nu știu nici eu. Deci trebuie să fim pregătiți de absolut ori și ce. Nu pot să iau chestiile alea negre, văd că... A, cred că alea erau în celălalt vagon. E cineva acolo? E cineva acolo? Doamnă? Doamnă, de cât timp sunteți aici? Că nu v-am văzut înainte. Doamnă, stați lângă chestiile astea negre. Ce sunt alea? Doamnă tânără, bună! Ce faci? Ce-i greșit? Ce-i greșit? Nu poți să vezi că trenul este foarte ciudat. Am încercat să intru la șofer, dar ușa este blocată. Cum poți să fii atât de calmă? Ce auzi? Ce? I can help you only when you hear the voice of the natural world, even in the... Mă, ce asta e nebună? La cap zice că te pot ajuta doar dacă auzi ceva voci. Tot ce auzi vocile din capul meu. Doamnă? What, zice, ce sunete aud? Cicadas! Că am mai auzit ăsta, ce e la cicadas? Ok, doamna, asta e foarte dubioasă, habar n-am. S-a întunecat totul, ok. Zice că o trebuie să ascult ce aud. Ok, s-a făcut totul zi. Mulțumesc! Nu știu cum ai făcut asta, dar mulțumesc. Oh, am întrebat-o ce sunt cutiile alea negre pe scaun și a zis că sunt copiii ei. Mă, ce? Cum adică sunt copiii tăi? Ok. Cred că atunci eu o să plec de aici dacă nu se supără nimeni, pentru că trenul ăsta devine tot mai ciudat, ceea ce mie nu prea îmi place dacă mă întrebați pe mine. O să-și închid ușa asta după mine, hai că o închid, așa, bun, mulțumesc. Domnule, domnule, dumneavoastră păreți foarte bătrân și înțelept, așa e că ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat aici, nu? Nu-mi place de el.
E bine, ne ducem mai departe, fraților. Hai să mergem la șofer să vedem ce zice șoferul. Hopa, ajungem undeva, cred. Hopa, am ajuns undeva. Să cobor? Hai, cobor. N-am ce face. Cobor, cred că am ajuns la stația corectă. Uite, coboară frumos, așa. Și să vedem, este o nouă zi sau putem cobori din stație de data asta? Sunt foarte curios. Se încarcă ceva? Este o nouă zi. Ok. Următoarea zi, a patra zi în care ne ducem acasă. Doamne, mi-este cam teamă aici. Oh, sunt pe cealaltă parte. Domnule? Domnule șofer? I have to catch the train. Trebuie să prind trenul. Stai un picuț. Eu am venit de acolo. Înseamnă că trebuie să mă duc încoace, nu? Ha? Nu mă lasă. Domnule? Se pare că cardul tău nu este bun. Ha? Mi-a expirat abonamentul? Ok, you have to do that during the day. Zice că nu te pot ajuta cu asta acum. Păi și cum trec atunci? Cum ajung la tren? Trebuie să mă duc pe aici? Ok, mă duc înapoi? Ce se întâmplă, frate? Astea sunt scările care coboară. Hai să urcăm pe scările care coboară, așa trebuie. Urcăm pe scările care coboară. Deci trebuie să mă duc acum să-mi renuiesc abonamentul, din ce am înțeles. Uai, ce zonă mare este aici. Perfect să se întâmple ceva creepy, dacă mă întrebați pe mine. Magazine închise, că e noaptea târziu. Aici este... ce este aici, frate? Oh, nu, ce e zona asta creepy? Ioi, nu. Mai bine nu mă duc acolo. Mai bine nu mă duc acolo. Trebuie să găsesc ceva aparat să-mi renuiesc abonamentul. O fi ăla care îl luminează de acolo? Na, stai un picuț. Stai de capul meu. Cum am putut rămâne fără abonament? Aproape că pierd trenul. Ok, uite, aici. Buy a ticket, da, am cumpărat un bilețel. Să vedem dacă bilețelul ăsta ne va lăsa acum să trecem. Mi-a dat bilețelul, foarte bine. Și acum ne ducem înapoi să prindem trenulețul. Mamă, dar dacă m-aș duce un picuț mai rapid, nu atât de încet, ar fi chiar tare. Bă, e foarte creepy că nu sunt oameni pe aici. Știi ce ar fi creepy? Să se stingă acum toate becurile astea. Fă de capul meu. Haideți mai bine să nu vorbesc de astea, că imediat se va întâmpla ceea ce e groaznic apoi. Da, bun, trebuie să coborăm pe scările care urcă, adică astea. Doamne, ce logic am. Ei, efectiv este... ai, ce logic am. Bun, domnul a plecat de aici. Bine că acum când am tichetul pleci. Cred că pot să trec acum, nu? Da, am trecut. Ok, vine trenul oare? Mamă, dar ce luminos este pe aici. Vine trenul oare sau trebuie să mă duc la baie? Cred că mă duc până la baie rapid. Ha? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă acolo? Cred că becul are niște probleme. O să mă duc să-mi cumpăr niște suc, dacă nu se supără nimeni. O să mă duc să-mi cumpăr niște suc. Nu prea pot să-mi cumpăr suc. Ei bine, o să mă duc până la toaletă. Ei bine, toaleta este închisă. Oh! Și becul ăsta pare că are probleme. E cineva acolo sus, vă vedeți? Hei! Cine e acolo? Bă! De ce se duc scările cu viteza luminii? Și e cineva? Uite, o doamnă. Stai că urc la tine. Nu pot să urc. Se duce prea rapid. Știe cineva ce se întâmplă aici? Este destul de creepy, ceea ce nu prea-mi place. Ce-o sunat așa? O să mă retrag. Cred că o să mă duc să, la locul de fumat. Cred că acolo o să mă duc. Uite, uite-o cum... ce face acolo cu mâna? Cred că o să mă duc eu să nu te deranjez, da? Hai că mă duc mai încolo. Să nu te deranjez. Hai că este mai bine dacă nu ne întâlnim noi. Intră aici înăuntru, intră aici înăuntru. Nu merge să intru. Ei bine, cred că o să stăm aici și o să ne relaxăm atunci. Nu? Vine trenul. Trenule, tu vezi ce se întâmplă acolo? Trenule, tu vezi ce se întâmplă? Trenule, oprește-te mai rapid să intru înăuntru, că nu mă simt în siguranță aici. Trebuie să renovați gara asta de urgență, că e cam nasoală. Deschide ușa. Ho? Ce s-a întâmplat? Să zic că și trenul e creepy, că atunci vai de capul meu dacă și trenul e creepy. Pare normal, până acum. Nu știm ce se va întâmpla. Hai de capul meu, doamne, de ce nu schimb locul de muncă și metoda de a ajunge acolo? Doamna nu este aici? Doamna aceea, mamă, parcă mi-e dor de acum că nu mai văd. Nu e nicio problemă, eu o să mă pun aici frumos jos și vă rog frumos, dați-mi pace spiritelor, pentru că nu-mi place ceea ce se întâmplă pe aici. Hai că nu va fi nimic anasol, așa-i? Totul va fi în regulă, nu se va întâmpla nimic creepy, așa-i? Să vezi că acum pică trenul, se îmboardă, se distruge, se rupe în două, se deschid ușile. Hopa, ajungem undeva. Ha? Ha? Trebuie să-ți bagi joc de mine.
Nu ne oprim din nou? What? Iar uitați să oprească acolo! Mă, ce? Își bate joc ăsta de noi! Bă, ai uitat iar să oprești, tu, oane, bă! De ce uită să oprească unde trebuie să ajung eu acasă și apoi rămân pe tren și se întâmplă toate chestiile astea creepy mai departe? Omne, de ce? Ok, sper să nu vină nimeni și nimica după mine. Domnule controlor, voi sunteți nebun la cap? Domnul șofer, mai exact. Ești nebun la cap? Oprește! Uite, are... Are ușa blocată? N-are ușa blocată. Domnule, cine conduce trenul? Vrei să conduci tu trenul? Da, vreau să conduc eu trenul. Dă-i în spate. Dă-i în spate, să oprim acolo. Ok, e foarte ciudat asta. Trenul nu răspunde la orice aș apăsa. Se pare că are nevoie de o cheie. Nu știu de unde să găsesc cheia, frate. Am rămas blocat. M-au închis. Efectiv, m-au închis. Bă, își bate joc cineva de mine. Și de ce așa de întuneric că nu văd nimica? Iai, nu. Ești afară. Au, nu. Cine ne-a închis? Bă! Ce-i acolo? Gară! Nu, doamnă! Doamnă, cum să vă aruncați în mijloc în fața trenului? Ce s-a întâmplat cu trenul? Oh my god! Ce s-a întâmplat cu trenul? Ha? Ha? Domnule? Ok, o să presupun că n-am văzut aia. Ce s-a întâmplat cu trenul? What? Uite, doamna! Dar nu e aici, doamna. Ce se întâmplă aici? Ceva foarte creepy se întâmplă. Ceea ce nu prea îmi place. Și calcă în ketchup. Cineva a agitat ketchup-ul și a explodat tot ketchup-ul aici pe tren. Vai de capul meu. Ok, asta e un loc foarte ciudat. Cred că nu o să mă mai duc cu trenul după episodul ăsta. Cred că nu o să mă mai duc cu trenul prin Japonia. Sticlă de bere. Ce se întâmplă aici? Pot să arunc? Nope. O am doar în inventar. Uite pe cineva acolo, habaram. Bă, ce să zic, am ajuns până în capăt. Nu s-a întâmplat nimica. Pot să... Cineva a bătut la geam. Mă, ce? Mă, ce? Cine bate la geam? Băi! Deschide ușa. E închisă. Opa, văd aici ceva jos. What? Pantof? Ok, am un pantof. Și am o bere. Oare trebuie să le dau la oameni ceva iteme? O fi asta chestia, trebuie să-i dau la fiecare om pe care îl văd în reflexie ceva item. Haideți să încercăm. Pantofi aici? Nu merge să pun pantofi aici. Pe atunci stați un pic. Stați că m-am prins. Trebuie să dau la fiecare om pe care îl văd în reflexie itemul care îi corespunde. Știți că la început am văzut un om cu bere în mână. Trebuie să-i dăm berea. Ok, cred că aici... Nu, la ăsta nu știu ce-i dau. La ăsta chiar nu știu ce îi dau, sincer să vă zic. Ce mai pot face pe aici? Uite! Oh, am luat ceva item, ok. Nu știu ce am luat, oare nu trebuie să-i dau la omul ăsta de aici itemul ăsta, uite. La omul ăsta, stați că mă mănânc ochii, ce înseamnă asta? Ce înseamnă dacă te mănânc ochii? Vin fantomele, aia înseamnă. Ok, hai să vedem. Unde este omul cu berea? Aia vreau eu. Omul cu berea, să-i dau berea, să fie fericit el acolo. Uite, doamna, nu-i merge să-i dau pantofii? Precious, da, am pus pantofii acolo, ok. La domnul, opa, încă un item. Nu știu ce e ăla. Ok, omul cu berea. Domnule, poftim, am pus berea, așa. Și mai am două iteme. Back cage și red wheel toy. Na bine, păi, aici găsesc ceva, nu mai găsesc nimica. Hai să punem iteme și are să doi oameni. Cred că astea sunt ultimele iteme. Și am pus berea la omul cu berea. Am pus pantofii la doamnă. Ok, pantofii la doamnă, așa. Ce trebuie să mai pun? Am chestia asta pentru... Pentru muște. Unde e domnul cu muștele? Aici pot să-l pun? Uite, v-am pus, sunteți fericiți? Sper că sunteți fericiți acum. Uite ceva. Oh, cârjele pentru domnul bătrân. Da, mă, da, cârjele. Stai un pic, unde este domnul ăsta? Domnule, parcă aici, nu? Aici e copilul. Ok, am pus ăla, nu știu ce ăla. Ce o jucărie pentru copil, habar am. Ai, copilul ăla cu taică s-o da, acum ții minte. Și acum vine domnul cu cârjele. Domnul, vă pun aici cârjele. Totul e bine, toată lumea e fericit? Ce s-a întâmplat?
Ce s-a auzit? S-a auzit ceva dubios. Pot să plec oare acum? Nu pot să plec. Ei bine, atunci cred că urmează să mor. Hei, mega mare dis... Ce s-a auzit? Ce s-aude? Aici la geam? Unde s-aude, frate? Auziți și voi că bate ceva? Ho? Ușa e acolo. Do? Ho? Cine e aici? Băi! Care bate aici? Bă, tu ești bolund? Am intrat înăuntru? Oh, what the știță de avion! Mă, ce se întâmplă? Ce văd acolo? Ne-am oprit. Oh, nu, la face urât trenul. Ce se întâmplă? Bă, face urât trenul. Pot coborâ? Ioi, ce-i ăla? Ce vine după mine? Bă, stai un picuț, ne putem înțelege, îți dau cu ceva în cap. Ok, vine după mine ceva și trebuie dat un pumn în cap. Trebuie să-i dau un pumn în cap. Ce dacă închid ușa? Nu pot să închid ușa. Ba da, am închis ușa. Hai să te văd cum treci prin ușă. Hai să te văd cum treci prin ușă, că nu poți trece. Ha, nu poți deschide ușa, că ești în patru picioare. S-a blocat. Efectiv, nu poate să vină mai departe. Mă, ce a trecut prin ușă? Ok, asta e problematic dacă vă trebuiați pe mine. Știe cineva ce ar trebui să fac? Cred că o să fug înapoi rapid. Pot să cobor? Nu pot să cobor? Nu pot să cobor? Domnul atât vine mai departe. Yay, ce distracție e jocul ăsta. Yay, vreau să mor, ajutor. Cred că... Oh, pot să cobor pe aici. Cobară. Oh, am coborât. Am supraviețuit. Ok. A plecat trenul. Am coborât la gară. Kisaragi, tararatatam. Ok. Ce e ăsta? Nu știu ce e ăsta. A venit un alt tren. Sau ce se aude? E bine, nu o să mă duc cu niciun alt tren atunci de data asta, mai bine. Cred că o să mă duc eu acasă pe jos. Cred că așa este cel mai bine. Oh, nu. Asta e calea ferată? Pe ce caută calea ferată aici? O să mă pun la o parte, nu că mă calcă un tren. Mă, ce se întâmplă aici, fraților? Că nu înțeleg. Oare trebuie să fiu pe aici? Vede capul meu, nu-mi place că mă duc în zona asta întunecată și creepy. Văd acolo în depărtare ceva. Cred că trebuie să ajung acolo, dar nu știu ce e acolo. De ce au ceva foarte creepy? Uite, ce e ăsta de aici? E ceva, nici nu știu ce. O cabină, ce e ăsta? Ok. Pot suna la telefon aici? Ia să vedem. Alo? Alo, 112, poliția? The phone only accept 10. Aaa, costă bani să suni. Pe cine să sun? Un prieten. Hello? Bună, sunt Ciao, sunt eu, Kensuke, te țin minte. Hai, ajută-mă. Hei, ajută-mă, trebuie să vii cu mine. Ha? Mi-a închis prietenul? What? Mi-a închis prietenul și nu vine după mine să mă ridice. Să mă ajute. Mă, ce prieten e ăsta? Bă, și acum știe cineva ce fac? Că nu mai am bani. Cred că mă duc mai departe. Hai de capul meu, mi-a închis prietenul. Deci mi-am sunat prietenul să vină după mine. Și ghiciți ce? Nu vine! Nu mă ajută! Hai de capul meu, fraților. Ok, o să mă duc mai departe să vedem unde ajung. Nu prea îmi place că mă duc pe calea ferată. Adică de ce este o cale ferată pe aici? Hai de capul meu, sper că nu vine nimica după mine de data asta pe aici. Că e jale. Încerc să văd ce văd în față, dar nu văd nimica, e foarte întuneric. Ai, nu am rămas fără becuri. Ce sunt alea? Bună! Oh, se întunecă totul. Nu mai văd nimica, fraților. Și că m-am pierdut în stație. Oh, ăsta a fost jocul. Gata cu acest episod. Spuneți-mi dacă v-a plăcut jocul. Mie mi s-a părut destul de creepy. Nu uita de like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!